Campania națională de donare de sânge, Donarea ta, salvarea mea, se derulează în perioada 7-8-11-15 decembrie, la sediul Centrului de Transfuzii Sangvine, DEVA, între orele 8 și 13. Este important de știut că sângele donat poate trata în fiecare an 1 milion de pacienți. Iată ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a putea deveni donator de sânge. Pentru a putea deveni donator de sânge, trebuie să fii cetățean român cu domiciliul în România sau cetățean al Uniunii Europene cu reședința în România, să ai vârsta cuprinsă între 18 și 55 de ani, să ai greutatea cuprinsă între 50 și 100 de kilograme femeile și 60 și 110 kilograme bărbații, să nu fii suferit în ultimele luni intervenții chirurgicale, femeile să nu fie însărcinate în perioada de lăuzie sau în perioada menstruală, să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puțin 24 de ore înaintea donării, să nu ai sau să nu fi avut următoarele afecțiuni cardiovasculare, TBC, sifilis, malarie, diabet zaharat de compensate, afecțiuni dermatologice, boli profesionale, boli infecțioase și parazitare, afecțiuni maligne, epilepsie, afecțiuni hematologice, afecțiuni reumatologice și imunologice. Câteva sfaturi înainte de donare. Odihniți-vă bine în noaptea de dinaintea donării. Mâncați ceva ușor înainte de donare, consumați mai multe lichide pentru a înlocui volumul pe care îl veți dona, consumați alimente bogate în fier, de exemplu carne roșie, pește, ficat, fasole, cereale îmbogățite cu fier, stafide sau chiar prune. Evitați mâncărurile grase, precum hamburgeri, cartofii prăjiți ori înghețata înainte de donare. De asemenea, atenție, fără proteine, fără grăsimi, din lapte, unt, carne și așa mai departe. Testele pentru infecții făcute asupra sângelui donat pot fi afectate de grăsimi ce apar în sânge la câteva ore după ce au fost consumate mâncărurile grase. Nu fuma înainte și după donare cu 2 ore.